Domnilor apicultori, sigur că majoritatea nu cunoașteți. Sunt un apicultor profesionist. Deci și această calitate în special am venit în fața dumneavoastră cu plăcere. Vă rog să-mi permite să vă spun la mulți ani pentru anul 2010. La mulți ani. Să aveți familii puternice, să faceți producție multă, mare, de calitate. Așa. Și să o vindeți avantajos. E, aici sigur că sprijinul îl așteptăm de la procesatori. De aia cred că ați și venit în număr așa de mare. Vă puneți și v-ați spus totdeauna o speranță în procesatorii autorizați. Sigur că producție bună, mare, fără valorificare, face doi bani. Fiindcă finalizarea activității economice nu la valorificare. Sigur că și eu produc miere foarte multă. O valorific totdeauna sau în fiecare an aproape în întregime la procesator, nu la unul singur, la cel care o plătește mai bine în anul respectiv. Corect. Vă spun ce zic, că anul ăsta nu de mult, de curând, de vreo 10 zile, a plătit-o mai bine domnul Dobre. Și sigur că cea polifloră i-am vândut-o dumneavoastră. Dar, pe lângă astea, mi-am propus, și sigur că am fost solicitat, să vă transmit și dumneavoastră, și probabil că vă interesează, acțiuni și tehnologii. Da? Deci vreau să prezint astăzi pentru dumneavoastră acțiuni și tehnologii cu eficiență maximă în practicarea apiculturii profesioniste. Dacă sunteți de acord. Și sigur, fiindcă timp nu este prea mult, așa mi-a spus domnul Dobre, este timp, atunci e foarte bine. Domnilor, eu am sintetizat trei perioade din an în care trebuie să activăm foarte mult în apicultură. Una o reprezintă creșterea albinelor de iernare, inclusiv punerea lor la iernat, care este cea mai importantă. Pentru agronomi, majoritatea dintre dumneavoastră sunteți și agronomi, echivalează, agronomi sunt și eu, de-aia spun, cu pregătirea patului germinativ și semănatul plantelor a grâului, a celor care se cultivă cu un an înainte. Așa și în apicultură, producția o pregătim începând din a doua parte a verii anului precedent, deci din la 1 august. De la 1 august și până la 15-20 octombrie, când ne punem la iernat familiile de albine, lucrările sunt cele mai importante și se regăsesc în cantitatea și calitatea producției anului următor. Asta este una și o să vorbim de alta. Dezvoltarea intensivă de primăvară, în așa fel, încât să putem valorifica cu familiile noastre puse la iernat, cu tot efectivul, la valorificarea superioară a culesurilor timpurii, alcătuite din florile de la pomii cultiveri, rapiță și salcâm. Și a treia, ultima, sigur, prevenirea roitului, înmulțirea dirijată a familiilor de albine și valorificarea culesurilor de vară. Tei, floarea soarelui, pâneță și ce mai valorificați dumneavoastră. Astea aș vrea eu să dezbat cu dumneavoastră. Sigur, pe scurt, că așa în totalitate înseamnă că am luat o carte. Și sigur, câteva tehnologii cu eficiență mai maximă, așa, în apicultură, care nu s-au prea publicat. Una